Declarat de către UNESCO încă din anul 1979 Patrimoniu al Umanității, Veneția este cel mai renumit oraș al regiunii Veneto și al Italiei Nord-Orientale, dar și capitala provinciei cu același nume. Orașul carnavalului și al gondolelor, Veneția este împărțită în 6 cartiere, așa numitele sestieri: Torso Duro, Santa Croce, San Paolo, San Marco, Canareggio și Castello, cuprinzând 118 insule, 354 de poduri și 177 de canale. Piața San Marco poate fi considerată inima orașului. Este una dintre cele mai frumoase din lume și este mereu arhiplină cu mii de turiști sosiți aici din toate colțurile lumii. Aici se află Bazilica San Marco, Palatul Ducal și clopotnița Bazilicii, la baza cărora se află peste 4.000 de metri pătrați de mozaic. Piața San Marco, locul unde altădată aveau loc procesiuni, ceremonii, procese și execuții, găzduiește anual în luna februarie Carnavalul de la Veneția. Chiar și într-o zi obișnuită, aici este animație, cu atât mai mult cu cât sunt sute de locuri la terasele însorite. Podul Rialto, cel mai vechi pod din Veneția, Puntea Suspinelor, sutele de poduri cu nume sonore, gondolele și gondolierii, palatele și edificiile ce se oglindesc în apă și străjuiesc Canal Grande, insulele Murano, Burano, Torcello, Lido di Veneția și Pelestrina, litoralul de la Mestre și Marghera sunt obiective turistice și locuri pe care nu trebuie să le ocolești, pentru că laguna unică în lume are ce arăta deopotrivă iubitorilor istoriei și artei, dar și mulțimii de turiști, mai ales cei japonezi, care reprezintă imaginea obișnuită a Veneției, preferată de staruri, dar și de mari regizori. O plimbare cu Vaporetto, vaporașul de linie care începe din stațiune, adică de la gară, îți oferă o călătorie de neuitat, dar și o incursiune în timp spre vremurile în care venețienii dominau mările și oceanele lumii și cucerau insulele Mediteranei și ale Adriaticii. Amintirile venețiene devin de neuitat și te îndeamnă mereu să revii în acest loc care respiră și își trăiește viața din plin în fiecare clipă.